Salut! Tocmai ce ai revenit din vacanță, ținând cont de ultima echipă la care ai jucat, a fost o vacanță pe burta sau cu burta goală sau ai strâns tu în carieră și ai putut să-ți permiți o astfel de vacanță? Serios te întreb. Salut! Da, a fost o vacanță bine meritată în primul rând, după ultimele evenimente care s-au petrecut la Astra. Dar, ca să-ți răspund la întrebare, am fost destul de chibzuit și un băiat care e cu capul pe umeri și n-au fost mari probleme să pot pleca într-o vacanță. Dar dacă ai fi stat în ce ai primit de la Astra, nu-ți permiteai vacanța, nu? Normal, toată lumea știe probleme care au fost la Astra și care încă persistă, dar ți-am zis, mulțumesc mie că am știut să nu rămân în banii care am fi putut câștiga în ultima perioadă la Astra. Dar acum, sincer, când ai luat ultimii bani de la Astra? Că nu, cred că nu se crede. Suntem în iunie. Da, cred că pe ianuarie s-au plătit ultimii bani. Incredibil. Da, dar așa a fost mereu la Astra. Adică eu știam și înainte să semnez. Bine, mă rog, nici chiar așa. Știam că o să fie probleme cam vreo lună, jumate, două și după aceea se vor plăti salariile. Dar se pare că nu s-a întâmplat treaba asta. Lucrurile au continuat în același stil și cred că o mare parte din ceea ce s-a întâmplat cu Astra în ultimul sezon se regăsește în aceste probleme. Deci, practic, la un moment dat n-am mai avut cine și cum să vă motiveze, da? E foarte greu, pentru că Astra a adus și mulți străini în iarnă, cu o calitate bună pentru Liga 1, dar v-am zis, oamenii vin din străinătate într-o altă țară să câștige bani și atâta timp cât tu nu-i plătești, ei nu pot să joace la randamentul pe care tu îl aștepți de la ei și la potențialul lor maxim. Și pe voi românii de asemenea? Noi românii la fel, dar știi cum e, în România mai joci și de rușine, știi că ești la tine în țară, nu vrei să te faci de râs, să ai un nume sau o valoare, oamenii se uită la tine ca la un jucător bun de Liga 1 și te dor chestiile astea, dar ei nici nu vorbesc limba, nici nu citesc ziarele, nu-i afectează nimic. Îi interesează doar să vină să-ți câștige banii pentru familiile lor, pentru ce au semnat. Iar atâta timp cât acest lucru nu se întâmplă, automat randamentul lor scade și cred că asta ne-a și costat puțin pe final. Totuși, cu Neacue v-ați apropiat foarte mult de play-off. Erați, hai să spunem, la un pas de play-off. N-ați prins play-off-ul, dar de aici și până la o retrogradare e distanță mare. Da, nimeni nu s-a așteptat. Că și atunci când v-ați bătut la play-off, tot neplătiți erați. Exact. Aici e paradoxul. Și de ce s-a produs schimbarea asta? Da, a venit Neacue. A fost un șoc la echipă, a încercat să impună o disciplină, cum bine știți toți cum este el ca antrenor, genul Pițurcă. Lui Victor Pițurcă, exact. Băieții au răspuns foarte ok la acest stil al dânsului de antrenamente și de joc și de disciplină. S-au plătit și un salariu, două câte o primă. Încă aveam speranțe că dacă vom reuși să redresăm echipa să ne ajungem în play-off, ne vom primi și salariile și a fost motivația asta. Bă, ajungem în play-off, celor din străinătate le spuneam, dacă ajungem în play-off, vor fi mult mai mulți bani de la televiziune și veți recupera banii. Erau și ceva bonusuri la fel la play-off și probabil asta s-a întâmplat. Dar spre nefericirea noastră în ultimele două etape când am reușit să prindem play-off-ul, după aceea nu știu ce s-a întâmplat. Am căzut puțin, toată lumea se întreba, ok, n-am prins play-off-ul, dar avem nevoie de bani. Plus că sunt și condițiile care nu sunt tocmai ok pentru a face performanță, deci nici pentru România de Liga 1. Ai mai trăit vreodată și ceva în carieră? Nu, niciodată. Deși la majoritatea, la toate echipele care am activat în România, am plecat cu probleme financiare, cu restanțe și nu mi-am recuperat nici până în ziua de azi, dar ca și condiții... Nici la fosta Steaua, actuala FCSB? Nu, și acolo am o problemă pe care n-am discutat-o și nu mai are rost să o discutăm acum. S-a prescris. Dar v-am zis, ca și condiții, mult, mult sub ce există în Liga 1, la orice echipă. Cred că și la Liga 2 sunt echipe care au condiții mai bune ca la Astra. V-am zis, făcând o paranteză cu problemele financiare care sunt. Vorbesc strict de condițiile, de antrenament, de refacere și așa mai departe. Da. Cum te-ai simțit când ai bifat în CV-ul tău și o retrogradare? Alături de ceilalți, dar vorbesc strict de tine. Da, rău, îți dai seama, nu mă așteptam. Mi-a părut pentru că am suferit și o accidentare în ultimele meciuri și n-am putut să-mi ajute echipa, deși îmi doream foarte mult, pentru că în sinea mea și oricum ce simțeam din teren,
puteam să obținem mult mai mult. Adică cel puțin o victorie era la îndemână să, uh-huh, să obținem în 5-6 etape. Dar v-am zis, sunt multe probleme care s-au întâmplat. Și părerea mea, v-am zis, asta cu jucătorii străini, au venit aici cu familiile, n-aveau bani nici de chirii, locatarii amenințau că o să-i dea afară din casă dacă nu plătesc chiriile. E destul de greu să te mai gândești. Dar cine vă îmbrobodea ca să aveți în continuare minte la fotbal? Dani Coman, Buduru, cine? Nu, eu Buduru nu știu dacă l-am văzut de când am venit la asta în 2 ani de zile. Cred că Dani a fost omul care a ținut Astra în viață și jucătorii. Astra a avut jucători buni cam întotdeauna, chiar dacă mereu au fost problemele care au fost financiare. Dar el a încercat să stea aproape de noi. Știu că a plătit și de la el din buzunar destul de mulți bani ca să, când lucrurile escaladau, ca să fie puțin iar o săptămână, două de liniște, să mai liniștească jucătorii. Dar dacă nu era el, vă spun că Astra era desfințată de mult. Da. Ce faci acum? Aștepți, dai la comisii? Nu cred că situația poate să rămână așa. Da, în primul rând mă bucur că sunt liber de contract. Deci ai terminat cu ei? Eu am terminat cu ei, da. Da. Pe 15 iunie. Aștept să iau cea mai bună decizie, uh-huh, pentru viitorul meu, pentru că încă simt că pot să mai joc destul de mulți ani. Vreau, uh-huh, să mă retrag la 40 de ani. La 40 de ani? La 40 de ani. Tu cu Ibrahimovic? Eu cu Ibrahimovic. Dacă, da, ei pot juca la vârsta asta, la cel mai înalt nivel din lume, noi de ce n-am putea? Oricum și în România sunt jucători de 36, 37 de ani, 35, uh-huh, care joacă destul de bine. Cazul Gabi Tama și Marius Constantin și așa mai departe. V-am zis, doresc să iau cea mai bună decizie pentru mine, să ajung la un club unde să fiu liniștit și unde sunt condiții de a juca fotbal de performanță și în legătură cu Astra, normal, următorul pas este să depun memoriu, uh-huh, pentru sumele restante pe care le am și acum rămâne de văzut dacă îi voi mai recupera sau îi voi trece la pierderi ca și alte situații de acolo, celelalte echipe. Da, deci ca să știe cei care ne urmăresc, Mihai Răduț este jucător liber de contract. Da. Da, ofertant, dar scump? Da, cred că sunt rezonabil, nici ieftin, dar nici foarte scump. Da. E o problemă în România vis-a-vis de salariile astea care ai adus asta în discuție. Cred că oamenii sau conducătorii din România aleg să aducă jucători scumpi din străinătate, care n-au excelat la echipele lor sau, mă rog, nici n-au jucat foarte mult în ultima perioadă, în loc să aducă jucători din România care cunosc campionatul. Așa. E destul de dificil să te... Nu le plătești chiria la familii sau au case pe aici? E vorba și de adaptare, pentru că nu e ușor, poți să ajungi jucător chiar dacă e bun sau a performat acum 2-3 ani, nu știu ce campionat, dar e greu când vin România, că nu e campionatul ușor, deși lumea zice că nu mai este nivelul de altă dată. Eu am jucat așa cu 10 ani, așa cu 7 ani, așa cu 8 ani și vă spun că nu e ușor nici acum să joci în campionatul românesc. Și colegii care vin din străinătate la fel. Bă, mă așteptam să fie mai ușor la voi, că toată lumea zice că nu e campionatul așa wow. Dar e destul de încălcit. Sunt și jucători tehnici, jucători cu viteză, jucători buni, echipe care se aliniază și ele celor din Europa. Toată lumea știe să stea bine în teren, sunt pregătiți fizic și nu e chiar așa ușor de făcut. Și asta zic. Mi se pare ciudat că în România un jucător român, dacă cere un salariu de, nu știu, 8, 9, 10 mii de euro, toată lumea zice, wow, cam mult, pentru ce vrei tu atâția bani? Dar aduc jucători de 10, 12 mii din străinătate, fără nume, fără CV și nu se adaptează aici, pentru că, e destul de greu. Le trebuie cel puțin jumătate de an să adapteze cu familia, cu orașul, cu locul, cu echipierii și în jumătate de an vedeți că îi dau afară, că sunt la retrogradare și așa mai departe. Ai jucat la echipa patronată de Gigi Becali și din acest punct de vedere, ai fi de acord să evoluezi la rivale, la Rapid, la Dinamo? Ai avut discuții cu vreuna? N-am nicio problemă. Nu. În ceea ce, să răspund la întrebarea ta, să evoluez la alte echipe. Asta mi-e meseria, sunt fotbalist și voi juca acolo unde mi se va oferi cel mai bun contract pentru mine și cea mai bună oportunitate pentru, din punctul meu de vedere, pentru a-mi arăta meseria pe teren. Mm-hmm, valoare. Valoare, exact. Dar ai avut discuții cu vreuna? Au fost discuții, cred că știți și dumneavoastră, cu Dinamo și în trecut. Și acum, să vedem. Și acum? Acum, da, dar este o situație destul de dificilă. Familia mea, părinții, tatăl meu este dinamovist de mic, au simpatizează cu Dinamo. Și te-ar direcționa acolo?
nu se bag în discuțiile astea, sunt discuții pe care le iau doar eu, dar cred că ar plăcea. Numai că este o problemă în momentul de față, știți voi ce se întâmplă la Dinamo, nici cei care sunt acum în club nu știu exact ce se va întâmpla mâine. Și atunci e destul de greu să iei o decizie. Adică mai bine îți vezi de treabă decât să te duci, așa înțeleg eu. Nu știu, încă analizez situația, aștept, v-am zis, sunt jucători liberi și... Dar cine te-a sunat? Mario? Cine? Cu Mario am vorbit, da, mă cunosc cu el de mult timp, a fost și la internațional când am început eu în fotbal și am avut o discuție cu el, la fel i-am zis. E vorba de Dinamo, e un club mare, ar fi păcat să dispară, dar momentan trebuie să așteptăm să vedem ce se întâmplă, pentru că nu știm care este situația patronajului, cine se va ocupa în continuare de echipă, problemele care le au și ei cu datorii și așa mai departe, rămâne de văzut. Da. Apropo de, de perioada în care ai apărut în fotbal sau în care te-ai făcut remarcat, s-a întâmplat în tricoul Stelei de atunci, FCSB-ului de, de astăzi. Și în completare, senzația mea e că n-ai obținut în continuare de la cariera ta ceea ce ai fi meritat prin prisma talentului. Care este explicațiile? Te-ai delăsat? N-ai continuat unde trebuia? Pentru că când erai la, la actualul club FCSB, fosta Steaua, iată ce joc de cuvinte care te obosește la un moment dat, toată lumea te vedea ca un super talent. Da? Ai jucat și în echipa națională la un moment dat. Ce s-a întâmplat? Sunt mai mulți factori care au, au dus la... Campion cu roșii albaștri? Da, da, da. Asta cu delăsatul și cu venit în București, tânăr și așa mai departe, nu s-a mai concentrat la fotbal, sunt lucruri pe care le spun oamenii de afară și nu știu exact ce s-a întâmplat. Într-adevăr, am avut o perioadă bună la început, când am ajuns, când am semnat cu Steaua, cu domnul Pițurcă. Eram și tânăr și dornic de afirmare. După aceea, dânsul a plecat de la echipă, s-au schimbat câteva chestii prin conducere și cariera mea a luat-o puțin în jos, contra așteptărilor mele și ale tuturor. Adică eu mă vedeam la Steaua, nu știu, într-un an, doi, să fac deja pasul afară la echipă bună și așa mai departe. Cum ai știu, dar având în vedere calitățile și jocul care l-arătam atunci, la 19-20 de ani, fiind și la echipa națională, la echipa mare, dar, da, au fost anumite neînțelegeri cu, cu următorii antrenori care au venit sau oameni din conducere sau știți cum se întâmplă la Steaua. Eu fiind un jucător tânăr, poate am capricios. Avut fluctuații, nu neapărat capricios, îmi place să lucrez cu oameni corecți, cum sunt și eu. Și te-a dezamăgit? Cumva, da, când tu vii și îmi spui mine, mie în față ce frumos ești și îmi place de tine și după aia în spate, da, dar mai are timp să crească sau, nu știu, e cel mai bun, cel mai tehnic de jucător de sală, e greu să mai, și tu afli lucrurile astea, e greu să te mai motivezi și să, repet, și cu mintea de atunci, de la 20 de ani, să încerci să dai totul pe teren. Eu aveam, știam ce pot și vedeam și la antrenamente sau în meciuri când intram, dar după aceea, când știam ce se întâmplă în spate, mă frusta destul de tare și... Dar în spate nu era vorba de Gigi Becali, nu? Era vorba de antrenorul de atunci. Da, mă rog, nu doar, nu, nu numai antrenorul, au fost mai mulți oameni din conducere care... Dar repet, nu Gigi Becali. Nu, și... eu știu că dânsul a dat încredere în mine, mă rog, și îi plăcea de mine la început, cred că tuturor le-a plăcut. Dar, da, după aceea a fost momentul cu Pandurii imediat, când am plecat primul an împrumut de antrenat pe locul 2, unde a fost dorința mea și am zis, nu puteam, nu aveam cu cine să vorbesc, că dacă nu vorbeam direct cu el, nu, probabil nu ajungea mesajul la el, cine știe ce, le, ce îi, se, îi se transmitea. Și am luat legătura cu Luțu, care e un prieten de-al meu, mă rog, e din, da, suntem din același oraș, și am zis că vreau să, uite, vreau să plec neapărat, că nu vreau să, nu pot să mai joc, nu pot să mai concentrez și așa mai departe, și am ales varianta Pandurii împrumut, unde am făcut-o foarte bine. Am antrenat pe locul 2 atunci, mi-aduc aminte, m-am întors și după un sezon foarte bun la vicecampioană și cu goluri și așa mai departe, pase de gol, m-am întors în aceeași, repet, am vrut să rămân în continuare la Pandurii, să joc în Europa League și așa mai departe. Nu vin înapoi că aveam nevoie de tine, la ce sezon ai făcut, și m-am întors și a fost aceeași poveste. Cine era antrenor? Când m-am întors cu Reghen, când era antrenor, am și câștigat titlul în sezonul ăla cu... cu el antrenor, n-am jucat foarte multe meciuri atunci, mi-aduc aminte, dar... Nici... Da, eram acolo, jucam, intram pe parcurs. Dar nici nu te-ai simțit foarte bine? Nu m-am simțit normal, când tu știi și vezi și crezi că poți mai mult și poți să oferi mai mult și echipei și așa mai departe, nu te simți în largul tău.
Da, dacă ești undeva un jucător mai mediocru sau ești la Barcelona și știi, bă, sunt alții mult peste tine, aștept rândul și când intru în teren încerc să dau totul, e ok. Dar când o simți la antrenament și știi că ai putea să fii acolo... Da, au avut ceva cu tine cineva sau nu, erau grupuri, grupulețe? Nu am de unde să știu, da. Nu cred. Așa s-a întâmplat, v-am zis. Am început destul de bine, jucător de 19 ani și vă dați seama, pe vremea aia nu erau legile de atunci, adică jucai dacă erai bun. Da. Nu dacă te... Acum cu under. Da, cu under, da, mi se pare cum o discriminare, în fine. Păi e logic, adică tu dacă n-ai valoare să joci, nu te poate obliga nimeni. Dacă Gabi Tamaș, dau un exemplu, joacă cel mai bine pe poziția lui, nu poate să-l scoată pentru că joacă under-ul. Trebuie să joace un under și el trebuie să lase de fotbal, că nu are încotro, nu? A, faci un under 21, să facă și un over 35, să balanceze situația. Da, am început bine, repet, atunci când eram copil și da, toată lumea s-a aștepta, inclusiv eu, să merg în sus, dar un fotbal nu e un sport individual ca la tenis, se depinde doar de tine, sunt mai mulți factori, mai multe conjuncturi. Apropo de originele oltenești, la vreuna dintre Craiove te vezi? Nu știu, v-am zis, eu n-am probleme cu să joc la o echipă sau nu să ca apartenența locului, dacă vrei. Da, mi-ar fi plăcut și în trecut să joc la Craiova, fiind poltean și na, știm că oltenii sunt mai înfocați și așa mai departe. Dar nu știu, acum în momentul de față nu am nicio discuție cu cineva, cu cineva de la Craiova și nu mă văd așa foarte aproape de a juca pentru Craiova. Deși când ajung acasă și ies în oraș, toată lumea, gata, vin la Craiova, de ce nu vrei să vii la Craiova? Adică îmi pun niște întrebări ca și cum zic, băi, nu vreau să... aș fi avut vreo ofertă sau și nu, și am refuzat, dar tu, cum că ești oltean, toată lumea te așteaptă, hai vino. Dar la care? Nu spun oamenii la care. Nu spun la care. Vino la Craiova. Da. Acum e situația cu la care, că până acum era doar Liga 1. Spune-ne de Euro acum pe final. Ții cu vreo echipă? Aștepți vreo anumită finală? Cred că Franța are prima șansă pentru că au o generație extraordinară. Dar mi-ar plăcea să câștige Belgia. La fel au jucători foarte buni și au demonstrat și turneul final trecut, acum 2 ani când au jucat semifinală sau ce au jucat, nu mai știu. Mi-ar plăcea să câștige Belgia, v-am zis, dar mi-aș dori o finală Franța-Belgia, deși sunt fan al fotbalului spaniol. Le-ai luat pe toate. Da, dar cred că la acest Euro încă nu sunt destul de o echipă atât de bună pentru a câștiga acest Euro. Mă refer la Spania. Cred că finala va fi Franța-Belgia și mi-ar plăcea să câștige Belgia. Și fără România cum e? Să vezi suporterii Macedoniei, Ucrainei, aici prin București? E dificil, dar ținând cont, vorbeam mai devreme de ce s-a întâmplat la Astra. Astra, o echipă care a fost până anul ăsta în top 6 din România. E adevărat. Adică la ce condiții sunt în România, la ce condiții nu sunt de fapt în România și v-am zis, și mulți jucători străini aduși care nu sunt cu nimic mai sus decât jucătorii români, chiar poate unii, majoritatea dintre ei sunt la un nivel mai scăzut, e greu să formezi o națională puternică și care să participe la turnee finale. Pentru că tu nu ai infrastructură, nu ai condiții, jucătorii sunt nemulțumiți pentru că nu sunt plătiți și așa mai departe. Nivelul la care suntem acum, cred că e unul corect față de ceea ce se întâmplă la nivel de administrativ și la infrastructură și așa mai departe în România cu fotbalul.